Salutare și bună ziua tuturor membrilor! Fac acest video pentru că vreau să vă aduc în atenție niște chestii foarte interesante, cred eu, care nu se pune acces foarte mult pe ele în media. Se accelerează foarte mult știrile negative. Scopul probabil că îl vedeți cu toții. Însă eu vreau să vă aduc în plan astăzi un alt fel de discuție, să zic așa, care să vă facă să fiți mult mai pozitiv și să priviți piața cripto și tot ce înseamnă NFT, gaming și bănuții noștri investiți în anul 2022. O să încep cu această diagramă Bitcoin pentru cei care sunt speriați și vă aduceți aminte că Bitcoin în decembrie 2017 a fost 19.100 și a picat la 8.300, la jumătate de preț. Toată lumea atunci credea că Bitcoin nu va mai face nimic. Gândiți-vă că adopția nu era așa cum este astăzi atunci și totuși lumea a avut încredere. În 2017 a urmat o perioadă de aproape 2 ani în care prețul s-a menținut cam în acea zonă cu mici fluctuații. Pe tot acest interval de timp, întreg sistemul financiar global s-a schimbat și lumea probabil că a început să înțeleagă că este timpul pentru o schimbare. Această schimbare a venit și de aceea avem acele piedici, pentru că ne afectează pe toți, în viața de zi cu zi, pe orice plan. Numai că în aceste schimbări sunt unii care profită foarte mult și o să ajung și la acel punct. 59.950 Bitcoin în aprilie 2021 și nu foarte departe, în iulie, pe 4 luni de zile, iarăși a picat la jumătate, da? Și din iulie până în noiembrie au mai trecut încă 3 luni jumătate și iarăși s-a dublat Bitcoin și acum am picat iară la 36.410 și lumea este panicată. Practic, pe mine nu mă interesează aceste puncte, decât dacă vreau să investesc, și de-aia am spus nu mă interesează, pentru că mă interesează cel mai mult ca investitor. Pe foarte mulți interesează aceste puncte, cum ar fi balenele, să creeze panică. Pe noi ne interesează aceste puncte să investim. De aceea foarte mulți care ați cumpărat assets sau multe criptomonede, ați cumpărat în aceste puncte, indiferent dacă e Bitcoin sau nu. Și știți foarte bine la ce mă refer. Cei care au fost pe grup și pe site de mai de demult, de când am început eu, da? Am început în 2021, pe la începutul anului, aici. Cei care au cumpărat aici, sunt multe monede care au făcut performanță, dar vom discuta și despre ele. Acest clip probabil va fi un pic mai lung astăzi și mulțumesc celor care au răbdare să mă asculte până la capăt, dar veți vedea că acest clip are un rol foarte bine definit. Dacă aveți răbdarea să-l ascultați până la capăt, dacă nu aveți răbdarea să ascultați acest clip până la capăt, nu știu cum o să aveți răbdarea să crească Helium sau Phantomul. Anyway, vreau să vă spun acest clip despre assets-urile deținute de către marile instituții care au în portofoliu cryptocurrency și sunt câteva știri pe care noi ne fac să fim bullish în acest moment, dar despre care nu se vorbește așa de mult. Și de ce este important? Ei bine, poate vă amintiți videourile mele de ieri, unde v-am spus că noi speculăm că aceste portofele, care se golesc sau care acum acumulează la anumite puncte din market, da, aparțin de fapt instituțiilor de investment. Și fiți foarte atenți pentru că o să înțelegeți niște chestii foarte interesante. Și o să intrăm pe Grayscale. Una dintre acestea este binecunoscuta Grayscale. Grayscale deține în acest moment assets, atenție, da, în valoare de 55 de miliarde de dolari, fiind cea mai mare companie de management al investițiilor în digital currency, acoperând undeva aproximativ la 78-80%, se speculează, nu avem date exacte, din totalul de market. Ieri, Grayscale a eliberat lista cu assets-urile pe care le dețin în fondurile de investiții și cu
assets-urile pe care le au în considerare pentru anul 2022. Iar lista pentru 2021 include un total de 24 de cryptocurrency, dintre care 6 au fost recomandate de echipa Expert Crypto, incluzând în portofoliul următoarele monede, care le găsiți aici în bară. AMPUL, care îl avem în studio, AAVE, spun prescurtat să înțeleagă foarte mulți, Basic Attention, BATUL, Cardano, MANA și Solana. Acum, pentru 2022, Grayscale are în considerare 43 noi de assets, de criptomonede, printre care 19 au fost deja recomandate de către echipa Expert Crypto de-a lungul anului 2021 și anului 2022 la început. Și vreau să vă prezint aceste proiecte și să le reamintesc celor noi care nu-l știu. Arwi a fost recomandat, Arwi, de către noi. Aceasta este criptomoneda, o știți cu toții. N-ar rost să le enumer pe toate, le găsiți aici în dreapta, o să vi le fac o enumerare. AVAX, Axie Infinity, nu uitați, AVAX-ul a făcut câteva X-uri bune de când l-am indicat. Axie Infinity, n-am cuvinte să descriu, știți câți bani s-au făcut, cine a vrut, cel puțin de când l-am indicat. Elrond Gold, istorie. Engine Coin, s-a făcut profit. Phantom, de când l-am indicat, s-a făcut profit. Gala, știm cu toții. Helium, nu mai spun. NIR Protocol, indicat la 11 dolari, a urcat până la aproape dublu. Helium, încă o dată atenție, dacă am vorbit nu mai știu despre el. Oasis Network, da, indicat recent, mare atenție. Polkadot, care nu a performat cum ar vrea toată lumea, dar nu înseamnă că nu o va face. Da, dacă ne uităm la istoricul DOT. Da, nu a performat cum am vrut noi, dar nu înseamnă că nu o va face. Nu știu, le-am dat un listă, o să trec peste el. Stați că l-am găsit, Polkadot. Polkadot, da? Da, nu înseamnă că nu o va face. L-am indicat în iunie undeva, în 2020, nu mai știu exact, dar chiar și așa. Este timp. Polygon Matic. Îl avem în listă. Asta-l găsesc o să-mi bară, este mai ușor. Care au avut ceva problemuțe pe în timpul evoluției sale ultimele 8-9 luni, dar nu înseamnă că vom sta aici foarte mult. Atenție, da? Secret, și o să vă vorbesc câteva noutăți despre Secret astăzi. Tezos, indicat ieri. Sandbox, wow, Sandbox, 24 de cenți pe 23 iulie, n-am când să uit asta. VeChain, Terra și încă 4 proiecte care acum sunt în faza intermitentă, să zic așa, a cercetării noastre. O să mă duc înapoi pe Bitcoin. Bun. O a doua companie care ne interesează în acest moment este MicroStrategy. Da? O știre interesantă despre MicroStrategy a fost publicată pe canalul nostru de Twitter ieri. Rothschild Investment au achiziționat zilele trecute 93.521 de acțiuni MicroStrategy. Ceea ce, practic, mie unul îmi dă de gândit un interes din ce în ce mai mare în adopția cryptocurrency ca și investment. Este opinia mea. MicroStrategy este una dintre cele mai vocale companii de pe piață și în ceea ce privește interesul și încrederea extraordinară pe care o au în cripto, în general în Bitcoin. MicroStrategy a continuat să acumuleze Bitcoin de-a lungul anilor, iar Michael Saylor, îl cunoaștem cu toții, probabil, afirmă că în ciuda acestui crash pe market, MicroStrategy va continua să dețină și să acumuleze, atenție, Bitcoin. Deci, să dețină și să acumuleze. Un lucru foarte interesant este că pe data de 6 februarie, Grayscale va afla, deci imediat pe 6 februarie, da,
va afla decizia SEC la propunerea lor de a deveni un ETF pe Bitcoin. Pentru cei care nu știu, ETF se traduce ca Exchange Trade Fund, practic, ca să ținem explicația simplă și pe scurt, gândiți-vă că S&P 500 este un indice pe trading care conține foarte multe companii. Un ETF aprobat dă posibilitatea tradingului pe stock pentru Bitcoin de a da șansa celor investitorilor, să zic așa, de a cumpăra ETF fără a se mai complica cu tradingul pe Bitcoin. Bun, astea sunt două exemple de companii care sunt direct implicate în investițiile Bitcoin și cryptocurrency. Dar din sursele noastre, da, există aproape 250 de companii mari care au momentan ca și interes activitatea managementului și investițiilor nu neapărat în Bitcoin, în cryptocurrency în general. Pentru mine unul este lesne de înțeles că nu toate cele 250 de microbalene, să zic așa, au înțeles că Bitcoin și în general piața cripto nu ar trebui văzută ca un get rich quick. Trebuie să așteptăm. Nu este o schemă de îmbogățire peste noapte. Ce ar trebui, asemenea cum face Grayscale, MicroStrategy și alte guverne, precum El Salvador, da, și Turcia, precum și alte țări care, decât să stea la mâna dolarului sau altor monede, preferă să investească într-un asset digital cu putere pe viitor. Și cred că suntem în acele sau ei și noi ar trebui să fim în acest market pentru obținerea libertății tehnologice și financiare, care cred eu, nu sunt financial advisor, studiez și sper să-mi ia licența în curând, în schimb, nu se găsesc nici într-un alt sistem astăzi. Poate ăsta este și motivul pentru care the big players, da, declarându-și tot mai mult interesul pentru crypto investments sau, cum se mai exprimă, transformarea tehnologiei din prezent, apropiindu-se tot mai mult de blockchain, de aceea adopția este foarte mare. În ciuda știrilor negative din ultimul timp, care au început să creeze panică și emoții negative în rândul traderilor mai mici, sunt foarte multe știri pozitive în ultimul timp, care nu au fost prezentate cu așa mare interes, pentru că nu s-a vrut acest lucru. Mă uitam în aceste zile și am văzut, de exemplu, o secundă, mă uitam la UFC Crypto, aici. Și mă uitam acum și am văzut că UFC a lansat în final Marketplace NFT, numită UFC Strike. Nu știu cât dintre voi știți ce înseamnă, dar este o știre extrem de bullish, care nu prea vrea a fi văzută. Practic, schema a fost anunțată de acum 2 ani. Da? Aici puteți cumpăra centuri sub formă de NFT, tot fel de chestii. Și alte companii în același domeniu, care urmează să lanseze NFT, sunt NBA, Budweiser, urmând Super Bowl să-și lanseze propriile NFT și tot așa mai departe. Twitter a lansat de asemenea o funcție prin care userii își pot schimba poziția de profil prin NFT prin conectarea la wallet-ul lor. Președintele El Salvador, mă uitam în aceste zile, și-a creat o asemenea poză de profil pe Twitter, el continuă să acumuleze Bitcoin pe toată durata anului, inclusiv, vedeți ce om pozitiv? El n-are probleme ca noi. Pe toată durata anului, inclusiv în această corecție, declarând că nu îl interesează sau nu încearcă să aproximeze bottom-ul, da? Pe el nu îl interesează acest lucru. El, numărul de utilizatori pe Bitcoin Wallet din El Salvador, indicându-se acum la, atenție, 60% din populație. Și sunt curios care țară va urma adopția după Bitcoin, în mod, după El Salvador, în mod oficial. Se pare că Tonga va fi, din punctul meu de vedere, din studiile mele, următoarea țară și a echipei făcute, care va adopta Bitcoin ca legal tender. Iar ultimele știri sugerează că Turcia devine din ce în ce mai interesată să facă același lucru. Dacă ne uităm la situația și neapărat situația, stabilitatea financiară a Turciei, ne cam dă de gândit. Președintele Turciei declarăm pe Twitter că este imposibil să ignorăm piața cripto,
atunci până când și bunica lui știe ce înseamnă Bitcoin. Mai departe, sunt alte țări. Bulgaria a declarat că este interesată să exploreze plățile în cripto și tot așa mai departe. Bun. Ce vrem noi să spunem în acest video? Că piața cripto și cryptocurrency sunt mai mult decât un meme. Spre exemplu, compania Fidelity, a doua cea mai mare companie de crypto investment din lume, a afirmat zilele astea, mă uitam, că adopția cripto continuă, țările care securizează Bitcoin azi vor fi mult mai competitive, de aceea și această companie vrea să îl adopte. Bun. Între timp, mă uitam, Crypto.com a anunțat dublarea fondului, da? Dublarea fondului alocat pentru gaming și NFT-uri, iar Animoca Brands, dacă vă uitați, a alocat 360 de milioane pentru gaming și NFT, aducând industria de gaming pe cripto, atenție, la peste 5 miliarde de dolari. Eu am tot vorbit anul ăsta că din tot ce ține entertainment, da, zona gaming anul ăsta va exploda efectiv. Nu uitați, tot vorbesc. Să nu pățim ca în ianuarie anul trecut și să ne trezim la vadă cu surprize de proporții. O altă firmă foarte mare de investiții, da, Andreessen Horowitz a anunțat crearea unui fond cripto în valoare de 4,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea Web3. Bun, ați văzut că am prezentat o monedă acum, cred că 5-6 luni de zile, Secret, care n-a performat excelent, dar a început. Și Secret au anunțat recent, săptămâna trecută, o investiție de 400 de milioane de dolari, atenție, în ecosistemul lor founding, da? Pentru dezvoltarea ecosistemului. Bun, avem până acum în jur de 6 miliarde de dolari planul de investiții pentru lunile următoare și asta include doar știrile care ne-au atras atenția, pe lângă miile de știri din ultima perioadă, care nu ne sunt prezentate cu aceeași excelență cum ne prezintă nouă balenile alte știri. Cred că un lucru pe care ar trebui să-l spunem este că pe măsură ce ne apropiem de top, volatilitatea este extremă, zic eu. M-am uitat înapoi chart-ul pe Bitcoin. O să mut aici pe daily. O să fie mai confortabil să stăm aici. Click, click, click. Deci volatilitatea este extremă. Dar nu cred că acest bull run este încă over. De aceea piața a devenit tot mai matură și la majoritatea proiectelor care sta acum competitoare cu Ethereum, de exemplu, în ciuda unui bleed puternic pe piață, vedem scăderi mai mari și mai mici și creșteri mai mari și mai mici. Ceea ce înseamnă că posibilitatea unui bear market asemănător cu anul trecut este mult mai redusă. S-au schimbat jucătorii. La fel cum și creșterile parabolicele pe care le-am văzut în trecut sunt mai puțin probabile. Toate acestea confirmă că acest domeniu cripto nu este doar o fază. Și faptul că majoritatea investitorilor sunt în acest domeniu pe long term și pariază masiv pe proiectele cripto. În final, vreau să vă mai spun o singură chestie. Probabil că ați avut răbdare să mă ascultați. Ce s-a întâmplat în această perioadă? S-a încercat un bear trap. Practic, în bear trap ce se încearcă? Manipularea voită a prețului. Adică balenile vând, chiar dacă nu sunt pe profit și sunt pe minus. Iar motivul este simplu. Să prindă pe cei care au poziții de leverage și să inducă panica în investitorii mici, slabi, fără cunoștințe, fără nicio bază, să-i facă să-i lichideze, să-i scoate din piață, dintr-un singur motiv, motiv care nu o să vă spună foarte multă lume. Vă spun eu care este. Supply-ul. Ce înseamnă supply-ul? Când supply-ul se apropie de zero, nu mai poți să faci profit și atunci încerci să creezi aceste bear trap-uri pentru a putea acapara și investi în alte proiecte care își țin blockchain pe Bitcoin și a putea să faci acumulare, cum este AXS,
sau multe altele, da? Asta este, de aia se face acest bear trap, pentru a putea prinde, da, proiecte la preț foarte bun, să poată face rost de ele și se creează acest supply. De aceea se întâmplă aceste lucruri, pentru că cryptocurrency practic nu este regulată. În final, vreau să vă spun că the game is not over, da, nu vă panicați, așteptăm, de aceea în cripto investim atât cât ne permitem să pierdem. Nu înseamnă că vom pierde banii, înseamnă că în cazul acestor corecții, cer scuze, trebuie să avem bani puși deoparte să ne continuăm viața de zi cu zi. Cripto este doar la început, este în faza incipientă, foarte multe proiecte care sunt nonsens vor dispărea, de aceea ne aveți pe noi aici, pe mine, pe Irina, pe Marcel, pe Breci și pe restul oamenilor care comunicăm, să vă ținem la curent cu aceste proiecte în care noi v-am spus că sunt bune, dar rămâne la aprecierea voastră să decideți dacă veți investi sau nu. Vom putea face official advising când ne vom obține licențele. Va mai dura, probabil, dacă avem noroc și luăm examenele din prima, undeva la 8-9 luni de zile. Dar cred eu că împreună putem face ca viitorul să sune bine pentru toată lumea. Noi vă dorim o zi frumoasă, un weekend frumos. În continuare, dacă nu l-ați petrecut mulți, că am văzut că mulți stau numai pe cripto, petreceți-l celălalt weekend, o săptămână frumoasă. Și dorim ca împreună de noi să vă meargă bine în nou an și dacă ne veți asculta sfaturile, nu vă putem oferi nicio garanție, în schimb vă putem spune că vom studia în continuare la un nivel cât mai disciplinat și acurat posibil proiectele. În schimb, rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă veți asculta de sfaturile noastre. Vă dorim o zi frumoasă, vă purtăm tot respectul și numai bine. Vă pupăm!